În această perioadă a fost descoperită o bacterie care vine de hack deșeurilor poluante din plastic. Acest lucru se datorează unui grup de cercetători japonezi de la Universitatea din Kyoto, care după 5 ani de cercetări au finalizat cu succes testele. Cercetătorii cred că această bacterie, botezată ideonella sakaiensis, poate fi importantă pentru procesul de reciclare a materialelor plastice. Bacteria este capabilă să descompună PET-ul, materialul plastic cel mai comun și cel mai rezistent, utilizat la o amplă gamă de produse, de la sticle până la haine. Tele de laborator arată că bacteria poate distruge aproape în întregime, în interval de șase săptămâni, o peliculă subțire din PET, aflat la 30 de grade Celsius, potrivit actual maramonului mureș.ro în contact cu apa, bacteria generează o enzimă care ulterior provoacă o reacție chimică ce descompune plasticul. Fundația specializată pe energii regenerabile arată că există riscul ca în anul 2050, în apele oceanului planetar, să fie mai multe materiale plastice decât pește, situație care ar afecta grav viața submarină. Conform unui studiu elaborat de această organizație, în doar câțiva ani, în apele oceanelor și mărilor, se va acumula o cantitate de 8 milioane de tone de plastic. Cercetătorii au explicat că la fiecare 60 de secunde în ape ajunge o cantitate de mase plastice echivalentă cu încărcătura unui camion de gabarit mare. În 2014 în Oceanul Planetar erau deja peste 269.000 de tone de mase plastice. Peste 30 de ani vom naviga printre deșeuri plastice, avertizează coordonatorul studiului.